avem un succes formidabil. Voievozii Moldovei au avut o prestație remarcabilă la Cupa Mondială de Arte Marțiale. Luptătorii de la Voievod au cucerit 2 centuri de campion mondial și alte 18 medalii, 8 de aur, 4 de argint și 6 de bronz. Având în vedere că suntem pentru a doua oară la acest campionat, anul trecut am atras atenție la tehnica de pregătire a adversarilor noștri. Anul trecut cu brio a participat Pascal Valentin, a devenit campion la competiția internațională, unde a dus centura în nume de campion. Am atras atenție la cele mai interesante momente, le-am pregătit și anul acesta putem să menționăm că avem un succes formidabil. Delegația Moldovei a fost formată din 15 sportivi. Competiția s-a desfășurat pe stilurile de lupte K1, low kick și grappling. Este o victorie importantă și rezultatele care sunt ne bucură foarte mult. Cel mai important este că am ridicat drapelul țării, că a cântat imnul de stat a Republicii Moldova și că avem într-adevăr cu ce ne mândri, avem sportivi talentați care trebuie să muncească, care trebuie promovați și să ducă o imagine pozitivă Republicii Moldova. Cea mai bună performanță a avut-o Marat Sadâh, 70 de kilograme, care a cucerit centura de campion mondial. A demonstrat încă o dată că este cel mai bun și Valentin Pascal, 75 de kilograme, care la fel a cucerit centura de campion mondial. Competiția a fost foarte frumos organizată, adversarii au fost foarte buni și am arătat că suntem mai buni. Luptele au fost foarte spectaculoase. A făcut furor la Cupa Mondială de Arte Marțiale și Alexandru Sevastin. Tânărul este supraveghetorul Serviciului Detenție al Penitenciarului numărul 10, Goian, dar și membru Federației de Luptă Națională Voievod. Acesta a câștigat premiul mare la Freestyle K1 la categoria 80 de kilograme. Am avut deosebită plăcere de a participa la această competiție, la această Cupă Mondială în București, la care am participat cu cei mai puternici discipoli ai mei. Noi ne-am manifestat din partea cea mai bună. Rezultatele vorbesc pentru sine. Sperăm că nu ne vom opri aici. Vom lupta tot înainte. Mondială s-a desfășurat în perioada 20-22 noiembrie în orașul București și a întrunit reprezentanți ai Marii Britanii, Bulgariei, Italiei, Olandiei, României, dar și a Republicii Moldova.